Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Ați văzut în primele secvențe ale acestui videoclip că aici, pe această măsuță, sunt expuși niște cartofi de anul trecut care sunt încolțiți. Cu siguranță mulți dintre voi dați acești cartofi porcilor, cruzi sau fierți, cu tărâțe, amestecați și așa mai departe. Oameni buni, sfatul meu este următorul. Dacă chiar vreți să recuperați acești cartofi, eliminați, oameni buni, acești colți. Luați fiecare cartof în parte, așa cum fac eu. Iar după ce eliminați toți colții la toți cartofii, spălați, oameni buni, cartofii. Acel pământ provoacă diaree în stomacul porcului. Pământul. Colții, de asemenea, sunt foarte, foarte toxici. Poate face enterocolită, poate face indigestie și așa mai departe. Pot ieși pe pielea animalelor pete de culoare movă. Cu siguranță mulți dintre voi ați întâmpinat astfel de probleme. Așa că sfatul meu, cei care dețineți porci și nu numai, cartofii se pot da și cailor, se pot da și vacilor și așa mai departe. Dar în general cartofii ajung în hrana porcilor. Încă o dată mă repet, mare atenție cu acești cartofi. Din punctul meu de vedere, dacă nu eliminați acești colți, mai bine îi aruncați, nu vă bucurați că lungiți perioada de hrănire a animalului cu o târnă de cartofi încolțiți. Veți avea probleme foarte, foarte mari. Atât am avut de spus, oameni buni. Am făcut acest video la cerința dumneavoastră. Am văzut în secțiunea comentarii tot felul de întrebări dacă acești cartofi sunt buni pentru a-i folosi în hrana animalelor. Eu v-am răspuns. Până data viitoare, oameni buni, toate cele bune, numai bine, și ne vom auzi în curând cu un nou videoclip. Sănătate și Doamne ajută!